Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O moldoveancă de 41 de ani a fost ucisă cu cruzime în propriul său cabinet stomatologic din județul Brăila din România. Scăpăm de codul roșu, nu însă și de caniculă. Meteorologii au emis pentru mâine un cod galben pentru centrul țării și unul portocaliu pentru sud, dar și o avertizare de ploi puternice pentru această seară. Fostul bașcan al autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a anunțat că va candida independent la alegerile prezidențiale din toamnă. Anunț oficial că voi candida la funcția de președinte al Republicii Moldova. Liderul unei grupări extremiste căutat de Interpol pentru terorism și care plănuia să ucidă copii în New York a fost arestat la Chișinău și urmează a fi extradat. O femeie de 41 de ani din Republica Moldova, medic stomatolog în Brăila, a fost găsită de asistenta ei fără suflare într-o baltă de sânge. Victima avea pe corp mai multe răni provocate cu un obiect ascuțit. Atacatorul încă nu a fost identificat, însă polițiștii au deschis o anchetă. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Crima s-a petrecut imediat după ce asistenta a lăsat-o singură pe femeie ca să meargă la un magazin din apropiere. Când s-a întors, a făcut descoperirea șocantă. Era în jur de ora 9 seara. O femeie ce prezintă urme de violență a fost găsită decedată într-un cabinet stomatologic. La fața locului s-au deplasat procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila și echipele operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila în vederea efectuării cercetărilor. Femeia, originară din Republica Moldova, ar fi primit mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului. Surse apropiate anchetei spun că victima se temea pentru viața ei și intenționa să-și cumpere un pistol, dar momentan identitatea agresorului rămâne sub semnul întrebării. În acest context, anchetatorii nu exclud nicio variantă. Ce auzim aici? Am văzut agitația, am văzut 6 mașini de poliție. Da. Și cum se sinucide să uciți femeia? Sau indiferent cine ar fi, domnule, un om ce... Se ucide așa pe stradă deodată, nu se poate. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor. Printre cei duși aseară la audieri, la parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, este și soțul victimei. Va fi nevoie de 7 ani pentru a readuce pădurea de la Cahul în starea în care era înainte de incendiu, anunță responsabilii de la Ministerul Mediului, care au mers în inspecție în zona mistuită de flăcări. Revenim în jurnal cu detalii despre pagubele provocate. Meteorologii au actualizat avertizările, astfel în locul codului roșu de caniculă. Pentru mâine a fost emis unul galben pentru centrul țării și unul portocaliu pentru sud. Totodată a fost emisă și o avertizare de ploi puternice cu grindină care deja a intrat în vigoare. Colega noastră, Natalia Gânga, ne spune mai multe informații despre vreme. Natalia, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Valeria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Un cod galben de instabilitate atmosferică deja face ravagii în nordul țării. La Briceni și la Dondușeni a fost o ploaie puternică cu grindină, în timp ce la Glodeni vântul puternic a doborât mai mulți copaci, a rupt țevi de gaz și fire de electricitate. Avertismentul de vreme rea va fi valabil până la miezul nopții. Pentru mâine, meteorologii au transmis cod portocaliu pentru sudul țării, acolo unde mercurul din termometri va indica 39 de grade, cod galben pentru centrul țării, unde maximele nu vor depăși 35 de grade. În următoarele zile, dar și în weekend, vremea nu se va schimba esențial. Atât despre vreme, la revedere! Natalia, mulțumesc! Expirarea codului roșu de caniculă nu anulează vara și temperaturile extreme. În lipsa precipitațiilor, autoritățile fac apel către populație să consume rațional resursele de apă, dar și energie. Totodată, operatorii de transport de mare tonaj sunt atenționați să evite circulația pe străzi în intervalul orelor 10-20 pentru a nu deteriora șoselele din țară. Într-adevăr, din cauza caniculei sunt afectate și pe de o parte și apele de suprafață, dar și cele subterane care s-au retras.
Mesajul meu către cetățeni este destul de simplu și responsabil, să folosim rațional apa. Asta este foarte important, mai ales în perioade de caniculă. Autoritățile îndeamnă oamenii să folosească rațional și resursele de energie electrică. De exemplu, să pornească electrocasnicele de care nu au nevoie, precum mașina de spălat la amiază, dar nu seara, când este cel mai mare consum din cauza aparatelor condiționat conectate. Odată cu venirea acestei canicule, în sistemul electroenergetic tot se întâmplă lucruri, afectează toată lumea, inclusiv sistemul energetic. În primul rând e vorba de consum. Crește consumul, în special datorat consumul pe condiționere. Estimativ, în luna iulie, condiționerele vor consuma cam de 2 ori mai multă energie decât în luna iunie. Totodată, operatorii de transport de mare tonaj sunt atenționați să evite circulația pe străzi în intervalul orelor 10-20 pentru a nu deteriora drumurile și șoselele din țară. Cea mai bună recomandare este să amânăm întâlnirile în masă, să nu ne deplasăm în perioada orelor de vârf, să consumăm cât mai multe lichide sau fructe, legume atunci când avem ocazia și să avem grijă de persoanele vulnerabile. Deși vom avea o diminuare a temperaturii, în continuare vom resimți disconfort termic, deoarece temperaturile vor scădea de la 40 de grade la 35. Va fi nevoie de 7 ani și peste 600 de mii de lei pentru a readuce pădurea de la Cahul în starea în care era înainte de incendiu. Sunt concluziile unei echipe de la Ministerul Mediului și Agenția Mult-Silva, care a mers în zona mistuită de flăcări. Pe parcursul vizitei s-a decis că o suprafață de 7 hectare va fi replantată în această toamnă. Reprezentanții Ministerului Mediului și Agenției Mult-Silva au mers în zona unde acum 2 zile un incendiu a mistuit aproximativ 20 de hectare de teren. Aceștia au stabilit că din această suprafață 12,4 hectare reprezintă pădure din fondul forestier, iar 7,6 hectare sunt terenuri acoperite cu vegetație. Din cauza acestui incendiu va fi nevoie de 7 ani și se vor cheltui peste 600 de mii de lei pentru a readuce pădurea în starea în care era înainte de incendiu, se mai arată într-un comunicat al Ministerului Mediului. În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să evite activitățile care pot genera foc deschis în natură și să respecte cu strictețe regulile de prevenire a incendiilor. Și premierul a venit astăzi cu un apel similar. Noi atât deja avem cât peste 120 de hectare de vegetație care a fost distrusă de incendii. Eu vreau să rog toți cetățenii, în primul rând, să continuăm să fim foarte atenți, să fim disciplinați, să nu incendiem din întâmplare sau intenționat pășuni, miriști și așa mai departe. În ultimele zile, IGSU a înregistrat peste 30 de incendii de vegetație în mai multe raioane, printre care Florești, Nisporeni, Călăraș, Soroca, Ștefan Vodă. Potrivit acestora, peste 120 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări. Din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor, meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional de incendiu, valabil până pe 22 iulie. Este cod roșu de caniculă în cea mai mare parte a României, cu temperaturi ce ajung la 42 de grade. Plajele Mării Negre au fost inundate de vegetație din cauza temperaturilor ridicate. Un astfel de val de căldură anormal este și în Bulgaria, unde ard pădurile din sudul și sud-vestul țării. Mercurul va urca în termometre până la 42 de grade și în Italia, avertizează meteorologii. Aceste imagini vin din județul Constanța. Clipul video publicat de un localnic arată vegetația marină care a inundat plajele. Responsabilii spun că algele se rup de la temperaturile extrem de ridicate și sunt aruncate la mal. Astăzi este cod roșu de caniculă în cea mai mare parte a țării vecine. Un val anormal de căldură cu temperaturi de până la 40 de grade este în Bulgaria. Pădurile ard în sudul și sud-vestul țării. Focul a acoperit deja suprafețe uriașe. Prim-ministrul s-a întâlnit cu locuitorii și voluntarii din cartierul afectat Stara Zagora. El a îndemnat oamenii să fie extrem de atenți, deoarece un pas greșit poate duce la o catastrofă. Предстои и тук да бъде овладян. Обърнали сме се за помощ и към съседни по механизма, по който може да получим такава помощ. Имаме уверение от Чехия, от Румъния,
казват, че имат готовност. Ситуация este gravă și în Macedonia de Nord, acolo unde autoritățile au declarat stare de alertă. Aproximativ 200 de incendii au izbucnit de la începutul lunii. 4 aeronave, dintre care 2 din Turcia, ajută pompierii alături de sute de militari. Între timp, focul continuă să cuprindă și zone din Bosnia și Herțegovina. Valul de aer cald a cuprins și sudul Europei. Italia se topește, iar meteorologii așteaptă în zilele următoare temperaturi de peste 42 de grade Celsius în orașele de nord. Siamo appena arrivati a Roma e veramente sembra di stare in un forno con un phon che ci punta addosso e niente, cerchiamo di rinfrescarci con un po' d'acqua, bere molto e niente di più. La Istanbul, primăria a emis avertizare de caniculă, iar meteorologii spun că mercurul în termometre va urca cu 6 grade peste normele sezoniere. Prognozele prevăd căldură extremă și în peninsula iberică și în țări din Europa de vest. Guvernul a aprobat modificările la programul Prima Casă Plus, fiind extinsă accesibilitatea programului și oferite condiții mai avantajoase de cumpărare a locuințelor. Majorarea valorii maxime a locuințelor procurate prin program să crească de la 1 milion de lei până la 2,5 milioane de lei. Va fi majorată și perioada maximă a creditului. Imediat la știri aflați de către cine va putea fi accesat programul. Fostul bașcan al autonomiei Găgăuzei, Irina Vlah, va candida la alegerile pentru funcția de președinte al țării. A făcut anunțul azi dimineața după un discurs critic la adresa guvernării. Până acum, 8 candidați și-au anunțat intenția de a participa la scrutinul din 20 octombrie. Anunț oficial că voi candida la funcția de președinte al Republicii Moldova. Programul meu electoral se va axa strict pe problemele concrete ale oamenilor și pe soluții pentru ele. Irina Vlah a spus că va fi candidat independent. În noiembrie anul trecut, ea anunța că revine în politică. Ea a fost și deputată în Parlament, fiind aleasă de pe listele Partidului Comuniștilor. În 2014 însă a părăsit formațiunea nemulțumită de decizia partidului de a conlucra cu formațiunile pro-europene. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe data de 20 octombrie. Până acum, Maia Sandu, liderul partidului nostru, Renato Osatăi, juristul Teodor Cârnaț, fostul ministru al afacerilor externe în guvernul Filip, Tudor Ulianovski, fostul lider al platformei DA, Andrei Năstase, liderul PLDM Vlad Filat, ex-premierul Ion Chicu și fostul procuror general Alexandru Stoianoglu și-au anunțat intenția de a candida. 18 milioane de euro, atât vor trebui să achite Statele Unite pentru achiziționarea fostului stadion republican, unde va fi construit noul sediu al ambasadei Americii la Chișinău. Astăzi, guvernul a votat proiectul de ratificare a acordului cu guvernul SUA privind valorificarea terenului din centrul capitalei. Întreg textul acordului urmează să fie publicat în monitor oficial după ce Parlamentul va vota în două lecturi ratificarea acordului. Aproximativ vorbim de prima săptămână a lunii august. În același timp pot să vă dau detalii despre preț. Este vorba de 18 milioane de euro prețul pentru teren și cele două construcții ale statului care sunt amplasate pe suprafața terenului din Tighina 12. Terenul urmează a fi cumpărat printr-un tratat bilateral și nu printr-un contract de vânzare-cumpărare. Autoritățile anunțau că banii obținuți din vânzarea terenului fostului stadion republican vor fi investiți în amenajarea unui centru de cultură și artă contemporană, în reparația școlilor sportive din țară, dar și în realizarea studiului de fezabilitate și proiectarea viitorului stadion național. Stadionul republican se află în ruine de 18 ani. Guvernul a aprobat programul Prima Casă Plus, astfel, față de proiectul precedent, acesta oferă condiții mai avantajoase de cumpărare a locuințelor. Va putea fi accesat și de către persoanele care nu au statut de angajat în Republica Moldova, precum liberi profesioniști. Totodată, potrivit unor modificări aprobate astăzi, a fost majorată valoarea maximă a locuințelor, ce pot fi achiziționate de la 1 milion până la 2,5 milioane de lei. Programul Prima Casă necesită de mult o actualizare la realitățile timpului, de aceea venim cu aceste propuneri. Majorarea valorii maxime a locuințelor procurate prin program să crească de la 1 milion de lei până la 2,5 milioane de lei. Perioada maximă a creditului se majorează de la 25 de ani la 30 de ani, pentru ca persoanele cu venituri mai mici să poată lua împrumuturi cu rate mai accesibile. Programul Prima Casă Plus va putea fi accesat și de către persoanele care nu au statut de angajat în Republica Moldova, precum liberi profesioniști, avocați,
executori judecătorești, mediatori, taximetriști sau artiști. Cota de garantare a creditelor de solicitate pentru locuințele din afara municipiului Chișinău se propune a fi majorată de la 50% la 70%, lucru care va facilita accesul la locuințe decente, inclusiv în zone din afara Chișinăului. În același timp, cei care sunt deja beneficiari ai programului vor putea să-și schimbe banca creditoare și să negocieze condiții mai avantajoase. Iar persoanele care au o locuință de până la 50 de metri pătrați vor putea participa repetat la program pentru a procura o locuință mai mare. De asemenea, simplificăm procesul de aplicare prin eliminarea unor certificate, astfel încât să debirocratizăm inclusiv procesul de aplicare și să exclud necesități ca locuințele să fie ipotecate în favoarea statului, ceea ce va elimina necesitatea de a fi încheiate contracte trilaterale de ipotecă. Totodată, nu va mai fi necesară prezentarea certificatelor eliberate de Agenția Servicii Publice cu privire la locuințele deținute în proprietate. Datorită acestor modificări aprobate astăzi de guvern, responsabilii speră să majoreze numărul beneficiarilor de program cu 2000 de familii. Guvernul va investi anual 160 de milioane de lei pentru programul Prima Casă Plus. Potrivit datelor recente oferite de autorități, programul Prima Casă, lansat în 2018 de Guvernarea Democrată în frunte cu fugarul Vlad Plahotniuc, a început să piardă din popularitate din 2020. În 2022, odată cu majorările bruște ale dobânzilor, numărul de credite acordate a scăzut drastic. Ratele lunare pentru beneficiarii Prima Casă au crescut, generând nemulțumiri și proteste în rândul acestora. Sub presiunea manifestanților, guvernul a plafonat marja maximă aplicată de bănci, compensând parțial creșterea dobânzilor, dar asta nu a înviorat programul. Anul trecut, doar 60 de credite au fost acordate prin acest program și au fost discuții despre necesitatea reformării sau chiar eliminării acestuia. Până în prezent, programul Prima Casă a facilitat achiziționarea a puțin peste 8200 de apartamente și case în valoare de 4 miliarde și jumătate de lei. Liderul unei grupări extremiste care ar fi plănuit asasinarea mai multor copii din comunitatea evreiască din New York a fost arestat la Chișinău. Potrivit poliției, este vorba de un cetățean georgian de 20 de ani căutat de Interpol pentru terorism. Suspectul a fost reținut pe aeroport în urma unei solicitări Interpol imediat ce a coborât din avionul de pe cursa Istanbul-Chișinău. Acum el se află în custodia poliției și urmează a fi extradat în Statele Unite. Autoritățile americane au anunțat că bărbatul este pus sub acuzare pentru 4 capete de acuzare, fiind liderul unui grup extremist violent cu motivații rasiale și etnice. În noiembrie 2023, el a început să planifice un atac care urma să aibă loc în New York în ajunul anului nou. Urma să pună pe cineva să se costumeze în Moș Crăciun și să împartă bomboane otrăvite copiilor de la școlile evreiești din cartierul Brooklyn. Familia de la zoo se extinde. Urșii Bruno, Mona și Madonna sunt noi locatari. Urșii de 3 și 4 ani au fost aduși din Ucraina și sunt tare jucăuși. Vă arătăm mai multe imagini cu ei imediat. Părinții care își vor transfera copiii din școlile cu mai puțin de 50 de elevi în unele mai mari vor primi lunar câte 1000 de lei de la stat pentru cheltuieli de transport. Guvernul a aprobat astăzi regulamentul privind alocațiile. Acesta prevede că banii se vor acorda începând cu luna septembrie 2024. Potrivit Ministerului Educației, pentru a beneficia de indemnizații, părinții vor trebui să depună cereri la administrația școlii unde a fost transferat elevul. Oferim părinților care vor totuși să contribuie la dezvoltarea instituțiilor de învățământ posibilitatea să o facă într-o manieră transparentă, anonimă, voluntară, prin sistemul guvernamental de plăți, fără ca să mai fie în situația să apeleze la asociațiile de părinți sau la alte structuri. Autoritățile susțin că astfel vor garanta accesul elevilor din școli mici la studii de calitate, motivând părinții să-i transfere în instituții cu un număr mai mare de copii. Una dintre principalele probleme care noi ne confruntăm este diferența mare a performanței școlare între elevii din mediul rural, din mediul urban. Și astăzi punem pilonul unui proces mai amplu de creștere a accesului la educație de calitate pentru toți elevii.
Avem o strategie legată de crearea 35 de școli model, de asigurarea unităților de transport, procurarea de autobuze, sunt 80 de autobuze care urmează să ajungă în Republica Moldova cât de curând. Potrivit ministrului Educației, banii vor fi transferați prin sistemul guvernamental de plăți în PEI și prin Poșta Moldovei și se vor acorda începând cu luna septembrie 2024. Acum în Moldova sunt 102 instituții de învățământ primar și secundar general, în care învață până la 50 de elevi. În acest an, 3 gimnazii și 2 școli grădinițe din raionul Sângerei au fost închise din cauza numărului mic de elevi. Aproximativ 21% din elevii din clasele a 5-a 12-a sunt ținta bullying-ului, arată datele unui studiu realizat de ONG-urile pentru protecția copilului în Republica Moldova. Datele prezentate mai arată că 3 din 100 din elevi au raportat experiențe de bullying cel puțin o dată pe lună în timpul anului școlar. Autoritățile guvernamentale și experții în domeniu recunosc că violența în rândul copiilor, inclusiv abuzul sexual, rămâne o problemă nerezolvată deocamdată. Potrivit rapoartelor elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, în instituțiile de învățământ din Republica Moldova avem anual în jur de 8.000 de cazuri de violență împotriva copiilor. Nici jumătate din aceste cazuri nu au fost raportate la numărul de telefon 116-111. Telefonul copilului poate să fie un exemplu de mecanism care permite un spațiu sigur pentru copii de a-și exprima îngrijorările și de a căuta ajutor, nu numai pe tema violenței, ci și pe alte subiecte care țin de dezvoltarea copilului. Potrivit reprezentanților societății civile, școlile au un rol foarte important în protecția copilului. Un studiu realizat de ONG-urile pentru protecția copilului în Republica Moldova arată că aproximativ 21% din elevii claselor a 5-a 12-a sunt ținta bullying-ului și 3 din 100 din elevi au raportat experiențe de bullying cel puțin o dată pe lună în timpul anului școlar. Autoritățile recunosc că aceste cazuri de abuzuri asupra copiilor sunt o consecință a lacunelor din sistem. Cazurile care le-ați spus noastră arată încă o dată rezultatul lașității noastre atunci când noi scriem legi, scriem programe, iar pe colegii noștri din prima linie îi lăsăm pe cont propriu, fără investiții, fără servicii. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cazurile de violență înregistrate în rândul copiilor ar fi mult mai mari, însă acestea nu sunt raportate autorităților și instituțiilor competente. Bruno, Mona și Madonna sunt noi locatari de la zoo. Sunt 3 urși jucăuși, 2 femele și un mascul care au fost aduși din Ucraina în urma unui schimb cu grădina zoologică din orașul Lutsk, așa că de la noi au plecat o lamă și un cuplu de mara de Patagonia. Faceți cunoștință, ei sunt Bruno, Mona și Madonna. Urșii au ajuns la sfârșitul săptămânii trecute la grădina zoologică din Chișinău, iar astăzi este a doua zi când au ieșit la plimbare. Au trecut într-o perioadă de adaptare, perioadă de carantină, unde au stat închiși, le-am monitorizat starea de sănătate și comportamentul. Acum sunt deja în voliera mare. Bruno, Mona și Madonna au fost puși în această volieră mare a lui Vorciun, singurul urs care era până în prezent la grădina zoologică de la Chișinău. Doar că în cuși diferite, astfel că până aceștia se vor adapta, dar și vor avea o relație de prietenie, vor fi scoși la plimbare pe rând. Responsabilii de aici ne spun că cei 3 deja au reușit să inspecteze zona, dar chiar și să se bălăcească în lacul amenajat. Cei 3 au crescut practic împreună. Bruno are 4 ani, iar Mona și Madonna, care sunt surori, au câte 3 ani. Prima a ieșit o femelă, cea mai activă, după care ea i-a îndemnat pe toți să iasă din locul unde a fost transportat, deci ea a îndemnat pe ambii să iasă. Urșii au fost transportați în condiții speciale, având în vedere că au parcurs peste 600 de kilometri pe timp de caniculă. Transportul era special amenajat cu
hai să-i spunem, aer condiționat, deci ca să ei să se răcurească, se opreau pe drum, li se dădea apă, îi răcureau ca să se simtă bine. Și aici, la Chișinău, responsabilii au avut grijă să le creeze condiții speciale. Voliera mare a fost amenajată special pentru ei, s-au făcut locuri de joacă, în apă s-au pus buturugi de plop ca ei să se joace când intră în apă să se scalde. Cei mai fericiți au fost primii vizitatori care s-au bucurat să-i surprindă, odată ce vorciună rar se arăta oamenilor. Mă, uite-ți acolo sus, sus de parte, mamă. Da. E foarte mare, mi-a plăcut. Ce-a făcut el? Cât a făcut baie. De ce crezi că de ce să bălăcească? Să răcească, Olean, pe acasă, să răcorească, că e prea cald afară. Mie mi-a plăcut, sunt mărunțeți, drăgălași, sunt și mari. O să vii și o să-i mai vezi? Da. Acesta este primul schimb de animale pentru țara noastră, convenit în urma unor acorduri încheiate între reprezentanții grădinilor zoologice din Republica Moldova și Ucraina. Responsabilii spun că ar urma să fie aduse și alte animale. Cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de Jocurile Olimpice, la Paris au fost luate măsuri excepționale de securitate, iar mii de polițiști se antrenează pentru a reacționa rapid în cazul unui atac. La Paris, pe străzi au fost instalate bariere metalice și au fost mobilizați 20.000 de soldați, vorbind despre măsurile de securitate la Olimpiadă în câteva momente. Ucraina a lovit un sistem rusesc de rachete antiaeriene S-300. Acesta se afla pe teritoriul ocupat al regiunii Donetsk, a declarat comandantul șef al Ucrainei, Alexandru Sârski. Potrivit analiștilor, sistemul a fost dobărât cu rachete ATACMS. Între timp, în Doretsk se dau lupte grele. Pe de altă parte, soldații ruși au publicat o înregistrare video în care se plâng că nu are loc rotația și pierd tovarăși în fiecare zi pentru că nu au trecut pregătirea necesară. O stație radar și mai multe lansatoare ale sistemului S-300 de rachete antiaeriene au fost lovite, a declarat comandantul șef al Ucrainei, Alexandru Sârski, distribuind un videoclip cu atacul. Potrivit lui Sârski, forțele de apărare ale Ucrainei au distrus anterior peste 20 de lansatoare rusești și aproximativ 15 stații radar. Analiștii spun că sistemul a fost atacat cu rachete ATACMS. Între timp, brigăzile ruse continuă să împingă mai multe sectoare din estul și sudul Ucrainei, cu 65 de ciocniri până acum în cursul zilei, a declarat statul major al Ucrainei în cea mai recentă actualizare. Militarii ucraineni au publicat imagini cu luptele aprige care se duc la periferia orașului Doretsk din Donetsk. Acolo se trage din mitraliere și tancuri chiar printre clădiri. Înainte de invazia rusă, localitatea prospera, iar acum este adusă la ruine. De altfel, se pare că oficialii ruși se tem de ziua în care ucrainenii își vor primi primele avioane de vânătoare F-16. Rusia a anunțat o recompensă financiară de 15 milioane de ruble pentru doborârea primului avion de luptă. Această istorie cu F-16, este, конечно, просто очередная ступенька ескалации. Și în timp ce oficialii de la Kremlin anunță recompense de circa 170.000 de dolari, soldații ruși care luptă pe front se plâng că nu are loc rotație și sunt extrem de epuizați. С продолжительностью месяц, без еды, без воды, без каких-либо условий для проживания, мы выходим на различные штурма, на различные задачи, которые поставляют нам люди, которых мы ни разу не видели, ведут нас на убой. Почему такое отношение к нам? Мы добровольно подписали эти контракты, участвовать в СВО, искоренить этот фашизм. А в итоге фашизм, он среди нас и пытается искоренить нас любыми путями. De la începutul invaziei în Ucraina, pe rețelele de socializare au fost publicate numeroase clipuri video care au relevat starea precară a moralului trupelor rusești care, în disperare, au ajuns să se adreseze în mod direct președintelui Vladimir Putin, plângându-se de insuficienta pregătire militară, de lipsa echipamentului sau chiar de modul în care acționează propriilor comandanți. Mai sunt 9 zile până când la Paris vor începe Jocurile Olimpice de vară. În spatele evenimentelor care se anunță a fi grandioase, se regăsesc un context politic agitat, mii de forțe de ordine și măsuri de securitate excepționale. De-a lungul malurilor Senei au fost instalate bariere de fier pentru a proteja instalațiile olimpice. De altfel, fluviul Sena, care străbate capitala Franței, va juca un rol important, va găzdui ceremonia de deschidere, dar și unele probe olimpice. Deși Jocurile Olimpice promovează ideea de pace, Franța are nervii întinși la maxim. Asta deoarece peste 15 milioane de turiști ar urma să ajungă la Paris în perioada Jocurilor Olimpice. Pentru a asigura securitatea evenimentelor, pe străzile capitalei franceze au fost mobilizați 20.000 de soldați, 40.000 de polițiști francezi și 2.000 de polițiști din alte țări. Pentru a putea reacționa rapid în caz de un atac terorist, polițiștii au desfășurat un exercițiu comun.
Acest exercițiu, menit să consolideze cooperarea bilaterală, a avut loc pe o perioadă de 4 ore și a implicat mai multe locații strategice. Paris, San Sebastian și Madrid au fost folosite drone, câini, roboți și mai multe tipuri de arme. La Paris, pe străzi și de-a lungul fluviului Sena au fost instalate bariere metalice, deoarece acolo va fi ceremonia de deschidere, iar pe durata Jocurilor Olimpice, care încep la 26 iulie, Sena va fi în centrul atenției. Totuși, unii locuitori ai capitalei franceze sunt nemulțumiți de așa schimbări. Si y a un problème dans ces barrières avec des gens qui se bousculent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des jours où on pourra pas sortir. Ça va être l'enfer, c'est tout. On se retrouve comme des animaux en cage, c'est moche. Tot în capitala franceză a fost construită o bază militară temporară pentru soldații veniți să păzească zona. De sécuriser les lieux des Jeux olympiques et paralympiques. Donc c'est la mission Sentinelle, une mission qu'on connaît très bien et pour laquelle on est formé, réserviste au même titre que militaire d'active. Pe lângă spațiile de locuit, baza militară are o unitate medicală și o cantină, precum și centre de operațiuni unde vor fi monitorizate ceremonia de deschidere și competițiile. Toate acestea au fost construite în doar 65 de zile. 40 ans d'armée derrière moi, c'est la première fois que je vois ce type de réalisation. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus gros camp qui est réalisé sur Paris. 10.500 de sportivi din 148 de țări participă la această ediție a Olimpiadei. Competițiile vor avea loc la Paris și în alte 16 orașe de pe teritoriul Franței. În premieră, întrecerile de surfing se desfășoară la 15.000 de kilometri distanță în exotica insulă Tahiti din Polinezia franceză. Competiția marchează și o premieră pentru capitala Franței. Se vor împlini 100 de ani de la precedentele Jocuri Olimpice găzduite de Paris. Primarul Parisului a notat astăzi în Sena ca să demonstreze ce curată e apa pentru a găzdui competiții de not ca parte a viitoarelor Jocuri Olimpice. Ani Hidalgo a promis încă în ianuarie că va nota în râu cu 9 zile înainte de ceremonia de deschidere a Olimpiadei. Primarul Parisului a intrat în apă ca parte a efortului de a prezenta cât de curată este Sena. Astfel, Anne Hidalgo s-a ținut de cuvânt. Ea promisese încă în ianuarie că va nota în râul care străbate Parisul înainte să înceapă Jocurile Olimpice. Decizia nu este deloc întâmplătoare. În apele Senei se vor desfășura probele de 10 km în not și triatlon. Pe de altă parte, mai bine de 100 de ani, scăldatul în Sena a fost ilegal din cauza gunoaielor aruncate în apă. Costul de curățare a Senei s-a ridicat la mai bine de 1 miliard de euro, bani proveniți de la guvern și din bugetul primăriei. Bien sûr que l'on va permettre aussi de nager après les JO, ça sera un héritage majeur, mais surtout en nettoyant le fleuve, on contribue à ne pas abîmer les océans et à faire en sorte que toute cette eau qui va ensuite vers la mer soit une eau beaucoup plus saine. Anne Hidalgo a călcat astfel pe urmele ministrului francez al sporturilor, care a notat sâmbătă în Sena purtând un costum complet. Îngrijorările legate de debitul Senei și de nivelurile de poluare au persistat, determinând efectuarea de teste zilnice ale calității apei de către grupul de monitorizare Eau de Paris. După mai multe rezultate sub normele de calitate din cauza ploilor din ultima vreme, autoritățile locale au anunțat că apa râului corespunde standardelor pentru scăldat. Sena va găzdui mai multe evenimente de not în ape deschise în timpul Jocurilor Olimpice, inclusiv maratonul de not și etape de not ale triatlonului olimpic și paralimpic. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!